Salutare prieteni, parior, biletul zilei este gata pentru azi 3 aprilie, avem meciuri din Superliga, Serie și bineînțeles La Liga, așadar vorbim despre Sepsi, FCSB, Sassolo, Torino și bineînțeles Valencia, Arraio, Valecano. Uh, duelul dintre Sepsi și FCSB, în opinia mea, uh, este ușor de intuit aici pentru că Sepsi cu Bergodi pe, pe banca tehnică folosește ieșirea la offside în mod organizat. În ultimele trei partide directe contra FCSB-ului a surprins-o cel puțin de două ori uh, în poziție de offside de fiecare dată. Iar FCSB-ul cu noul antrenor, ce credeți, joacă același sistem de joc ca și cu Pintili mare, mare minune de la Dumnezeu. Nu s-a schimbat nimic, deși avem antrenor nou la FCSB. Drept urmare, mă aștept ca FCSB-ul jucăm 4-2-3-1, mai mult decât 4-3-3. Mă aștept ca campania și cu echipierii săi din atac să fie surprinși în poziție de offside de cel puțin două ori, o cotă de 1,90. Mai departe, în seria A, solo Torino, un duel interesant aici pentru că dintre cele două formații doar solo face pasul la offside în mod organizat. Drept urmare, cred că echipa mai surprinsă în poziție de offside va fi Fece Torino la o cotă de 1,45 și pe care, bineînțeles, o recomand ca Pontul Zilei. Mai departe avem Valencia cu Raio Valecano. Uh, un duel foarte, foarte interesant, mai ales pentru Valencia, care cu o victorie poate ieși de pe loc retrogradabil, locul 19 cu 27 26 de puncte și poate ajunge până pe locul 15, dacă câștigă azi, împotriva Rulaio Valecano, echipă care se clasează pe locul uh, 8, un liniștit, loc 8 cu 36 de puncte. Uh, monormal, normal, Valencia ar trebui să atace, să scape de ghinioane și dacă ne uităm că șutează de 12,7 uh, 12 în șuturi la poartă pe meci, cred cu tărie că pot uh, cadra pe spațiul porții măcar 4 șuturi pe stadion propriu în fața unui stadion plin și bineînțeles cu dorința de a ieși din zona aceea roșie, mai ales că are o medie de 3,9 șuturi cadrate în acest sezon. Sper eu că va scăpa de ghinion și bineînțeles va cadra cel puțin 4 șuturi la o cotă de 1,50, așa arată biletul zilei, cotă 4,21, dragi prieteni, parează responsabil. Pareas cu cap și doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. În curând voi posta și biletul cotă 1000 dacă primim la acest clip 50 de like-uri și 10 share -uri. Eu am fost Nicolae Vasile. În înclin.